interesantă urcarea asta în serpentină. Oare tu cum ai ajuns aici? Ei, tati, ce m-am spărit de aia. Salutare, prieteni, bine ați revenit la un nou ATV vlog. E weekend, e ieșire cu ATV-ul. Astăzi suntem mai puțin, dar sperăm să fie distracție, să ne relaxăm după o săptămână încărcată. Astfel, vă doresc vizionare plăcută, să vă bucurați alături de noi. Și de această ieșire. În față ne călăuzește Marian, noul proprietar al postului meu CF-ul. Sunt cu Adi, cu Trăie și cu Daniel. În principiu am vorbit cu băieții, ca să știți, încotro ne îndeprăm. Vrem să ajungem în locul unde Adrian Iovan s-a prăbușit cu avionul acum câțiva ani.
sperăm să ajungem până acolo și să fie o ieșire frumoasă. Această săptămână am reușit să fac complet revizia la canam. Am schimbat toate lichidele care se puteau schimba pe el. Am schimbat filtre. Am verificat rot, încheieturi, bucș. L-am gresat de la A la Z. Am montat și farurile de la Neutrino, de la RGVC. Așa că sper să fie ATV-ul în cele mai bune condiții de funcționare. Ce mai urmează să montez pe el, pentru că efectiv nu am reușit în decurs săptămânii, va fi scutul de poliamidă de la Iron Baltic și ghidonul flex care mi-am propus să-l montez. Și așa sunt cu update-ul complet. Urmează, pe lângă astea, ce am uitat să zic, că în această săptămână au fost ceva reduceri la cauciucuri, așa că mi-am achiziționat un set de gume. De data asta am luat R12, deci o să vină și jantele schimbate, îi cobor puțin garda la sol. Momentan sunt pe 14, cele originale, și o să pun tot de canam originale mărimea 12, ceea ce o să-i confere mai multă stabilitate. O gardă la sol coborâtă. Probabil că o să fie un impediment pe perioada iernii când sunt zăpezi, dar vedem până atunci.
îi dă băiatul ăsta la CF-ul din Jarm încă. Îl desfundă din toate încheieturile. Am schimbat un pic peisajele și zonele în care ne-am dat. Anul trecut veneam foarte mult pe roți, acum venim cu remorcile. Debarcăm și le dăm talpă. Înainte făceam foarte mulți kilometri pe roți cu ATV-urile și trebuia să plecăm de dimineață, de vreme de acasă. Iarna era destul de rece la orele, la primele ore, și atunci preferăm acum să mergem pe remorcă și să facem traseu off-road mai mult timp. Dar nu știu ce se întâmplă cu GoPro-ul. Din păcate începe să facă din ce în ce mai multe figuri. Sper să fi prins și prima parte care am făcut-o prin pădure și urcările. Dacă nu, de aici începe ziua de astăzi, traseul de weekend. Chiar nu știu ce se întâmplă cu GoPro. Și tura trecută mi-a făcut figuri,
văd că și tura asta începe să se blocheze. Chiar ne-am pățit cu el toată vara să facă figuri de astea. Băieții au luat-o în față până am oprit și am deblocat camera, așa că o să trag un pic ca să-i ajung din urmă. Ce volum de ATV-ul ăsta. Super fain că încă prindem vreme însorită. Așa, când e vremea mai mohorâtă, se vede destul de închis pe camere. Gata, am intrat pe drumul forestier. Până acum am făcut o porțiune care nu era așa de interesantă. Aici pe zona asta muntelui n-am mai avut ocazia să o traversez. Orice rută nouă, orice traseu nou este binevenit. Vedem cum arată și aici. Foarte fain traseu așa prin pădurea asta de molid, brad bin ce îi. Parcă suntem în altă țară, nu în România. Aici încă mai avem pădure și e chiar foarte mișto, chiar și
mirosul de brad. E foarte plăcut. Ce frig s-a făcut dintr-o dată aici. Umbră totală. Se vede și pe jos că sunt înghețate părți. Tu cum ai ajuns aici? Interesantă urcarea asta în serpentină.
Soare.